sunt bine, mamă. Aici e bine. Nu mai spune că am slăbit. Iubește pentru mine, e mai întâmplat acum. Serviciul e ușor, l-am acomodat rapid. Dar cu prietenii lor, toți mă acceptă. Am găsit foarte mult, un sfert de salar pe lună, vin acasă. Nu trebuie să înduri, că te ajut și anul ăsta cu banii pentru facturi. Să știi că-i pe toți, nu reușesc să mai des, că lucrez și noi. Mi-am găsit aici o fată, e româncă tot ca mine. Strângem amândoi de salariu, ne simțim atât de bine și ne întoarce. Poate facem și o casă, poate o să ajungi la noapte. Tu, mămica mea frumoasă, s-o busit. Te rog, nu mă lua în seamă, te-am sunat doar să spun că sunt bine, mamă. Dorul de casă, dorul de voi, dorul din suflet mă cheamă înapoi. Dorul de casă, dorul de voi, dorul din mine mă cheamă. Sunt bine, mamă. Aici e bine, doamna la care lucrez. Seamănă cu tine, m-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru, curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Ne-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariul, ne simțim așa de bine. Tata, ce mai faci? Mai e îngrijorat? Spune-i că acum mă gândesc la măritat. Nu mai stă mult, ce să venim acasă. Vreau să te văd la minte, tu, mămica mea frumoasă. Sper că n-ai mai ștept sub praful în camera cu păpuși. Că nu l-ai dat pe Teddy, ursulețul meu de plus, sunt obosită. Te rog, nu mă lua în seamă, te-am sunat doar să-ți spun că sunt bine, mamă. Dorul de casă, dorul de voi, dorul de mine mă cheamă înapoi. Dorul de casă, dorul de voi, dorul de suflet mă cheamă înapoi. Am crezut că nu prea mai când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.